Bună ziua! Bun venit la cea de-a doua ediție a Educației Moodle în Educație, a conferinței lui Edu Moodle în Educație. De data aceasta, conferința este o conferință transnațională, dacă anul trecut a fost conferință națională, și iată că... De 5 ani, 6 noiembrie, de când ai fost introdusă rețeaua Moodle în Educație, când a fost introdusă rețeaua Moodle în Educație, nici nu merge la școală, să zicem, am venit vârsta de 7 ani și deja suntem la a doua ediție a Conferinței Naționale Moodle în Educație. Această rețea virtuală este folosită momentan de 90% din universități și ne bucurăm că printre cele 550 de școli care folosesc rețeaua Moodle se află și Liceul Tehnologic Vasile Sap, care organizează această conferință. Această conferință nu ar fi fost posibilă să fie realizată dacă nu aveam parteneri deosebiți de implicați, ca Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului Didactic, Centrul de Excelență, Județean de Excelență, Societatea de Științe Matematice, Facultatea Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași prin Facultatea de Informatică, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, reprezentantul rețelei Moodle în România, care ne-a acordat tot sprijinul și nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Roman, care prin reprezentantul său, domnul profesor Dan Laurențiu Neureanu, este de fiecare dată alături de activitățile care le desfășoară școala. Activitatea se include în zilele Municipiului Roman și numai de mult ieri am participat la omagierea episcopului Melchizedec Ștefănescu, o lansare de carte a inspectorului Mihai Josan, acte de cultură care dovedesc că romanul se înscrie pe traiectoria orașelor care apreciază evenimentele deosebite. Din acest motiv am să dau cuvântul domnului primar, doamna Laurențiu Neureanu, să ne adreseze câteva cuvinte în deschiderea conferinței transnaționale. Bună dimineața tuturor! Mă bucur să ne regăsim la o nouă ediție. Dacă anul trecut a fost națională, anul acesta e transnațională, mă gândesc la anul să nu devină intergalactică. Dar sigur că aceste lucruri sunt de avantgardă și dacă privim în urmă 15-20 de ani, nu mai mult, poate deja foarte multe din tehnici, din metode care se folosesc astăzi puteau părea, dacă nu intergalactice, măcar science fiction. Așa încât eu salut această activitate aflată la ediția a doua. Felicit Liceul Tehnologic Vasile Sap pentru implicare. O felicit pe doamna profesor Adriana Petrovici, care avem bune relații, colaborări și în plan educațional, dar și în planul organizării și desfășurării activităților pentru tineri. Foarte frumoase activități și o foarte bună dinamică și o determinare a doamnei profesor. Îi mulțumim pentru implicare în comunitate. De asemenea, domnului director Zaharia, care este prezent la activitățile și la acțiunile comunității noastre. Într-adevăr, de aseară, în municipiul Roman au început zilele municipiului. Vor fi mult mai dense de la zi la zi. Săptămâna viitoare va fi toată plină de evenimente cu parteneri din municipiu, din județ, din Moldova, din România, dar și din străinătate, având delegații internaționale pe care le așteptăm, având foarte multe acțiuni în parteneriat cu unitățile școlare, cu bisericile din municipiu, cu muzeele, cu ONG-urile, acțiunile la care vă invităm să fiți prezenți, pentru că sunt zilele municipiului Roman, adică zilele fiecăruia dintre noi și cu această ocazie spun la mulți ani Roman, la mulți ani romașcani, bun venit, stimați invitați, să aveți o zi frumoasă, plină de acțiuni deosebite, de elemente, de noutate, care să ne facă pe fiecare dintre noi
mai racordați la contemporaneitate. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor! Mulțumim, domnule primar, pentru cuvântul adresat. Dau cuvântul doamnei director, Florentina Transnationala. Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem la a doua ediție, a doua conferință organizată aici la dumneavoastră, la Roman. Mă bucur ca și reprezentant al instituției Casa Corpului Didactic Neamț să fim organizatori a acestei conferințe. Și aș vrea să-mi încep cuvântul prin a felicita pe cei care chiar au pus numărul la desfășurarea acestui eveniment și în special pe doamna Petrović, pe care vreau să o aplaudăm, pentru că este un cadru de excepție. De asemenea, vreau să-i mulțumesc în mod personal colegii mele, Carmen Corlățean, pentru această organizare. Felicitări, Carmen! Și de asemenea să vă aduc salutul tuturor dumneavoastră romașcanilor și să vă urez o zi minunată astăzi și în următoarele zile, pentru că domnule primar sărbătoriți în aceste zile și vă urez succes în toată activitatea dumneavoastră. Dați-mi voie să iau și eu loc pentru a-mi spune câteva cuvinte referitoare la evenimentul de astăzi. Se poate? Permiteți? Mulțumesc! După cum bine știm, platforma e-learning câștigă tot mai mult teren și a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani. O știm noi, cadrele didactice, cât și copiii, de la preșcolari până la școlarii mari. Competențele digitale sunt tot mai cerute în ultimii ani, în toate domeniile, nu numai în educație. Comisia Europeană consideră competențele digitale printre cele 8 componente cheie necesare absolventului în contextul societății bazate pe cunoaștere. Utilizarea platformelor de învățare în procesul instructiv educativ ajută atât cadrele didactice cât și elevii în dinamizarea procesului de predare, învățare, evaluare. Probabil avem aici, cu siguranță avem aici în sală mulți invitați, specialiști, profesori universitari și le mulțumim pentru prezență și interesul acordat acestui subiect, acestui eveniment. Și ceea ce vreau să vă spun că în acest clasament pe locul 11 se află Moodle, care se menține în mod constant în ultimii 7 ani între primele 15 platforme e-learning din lume. Acest lucru este un lucru important, reprezintă o performanță, reprezintă un succes și acest eveniment vine în sprijinul profesorilor, nu numai prin aplica și poate pentru cei debutanți pentru a înțelege acest lucru. Trebuie să conștientizăm, să ne recunoaștem că este o cerință a societății de astăzi, așa că noi dascălii, pentru că mă consider în primul rând dascăl, înainte care invitația care am primit-o astăzi ca reprezentant al instituției pe care o conduc, și să înțelegem că suntem datori să educăm elevii în spiritul educației prin noile tehnologii. Dau cuvântul mai departe specialiștilor, invitaților, pentru a intra în profunzime în acest subiect și pentru a ne încânta cu ultimile noutăți. Încă o dată vă mulțumesc pentru colaborare, pentru faptul că sunteți alături mereu de instituția Casa Corpului Didactic și vă urez tuturor succes în activitățile dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc! Din partea inspectoratului școlar va vorbi domnul inspector școlar de Țara Veria. Din partea inspectoratului școlar și a meu personal vreau să felicit toate cadrele didactice de la liceul Vasile Sav, care au făcut să fie posibilă și această a doua ediție și cu siguranță nu pot să se oprească aici. Au invitați mai mulți și de seamă, la fel ca anul trecut, dacă nu și mai mult. Și mă bucur că într-un timp scurt au reușit să organizeze și să pună în mișcare atâția oameni.
remarc că nu doar o organizare deosebită și cu siguranță mai sunt încă mulți colegi care vin pentru că știu că trebuie să vină, au comandat și o zi foarte frumoasă pentru că ieri a fost cod galben de furtună și ploaie în județul Neamț, deci astăzi, ia, uitați-vă ce soare și frumos este. Vă urez succes, sper ca totul să meargă bine și toată lumea să plece cu amintiri frumoase de aici. Dau cuvântul în continuare coordonatorului acestui program, inimosul profesor Petrovici Adriana, dar nu înainte a mulțumi tuturor celor prezenți, invitaților, sponsorilor care au făcut încă o dată posibilă organizarea acestei conferințe. Mulțumesc frumos! E adevărat că eu am avut inițiativa împreună anul trecut cu doamna director al Centrului de Excelență anul ăsta, anul trecut profesor metodist la Casa Corpului Didactic, doamna profesor Carmen Corlățeanu. Eu am venit cu ideea, dânsa au făcut toate demersurile ca această conferință să fie aprobată din minister și să fie înscrisă în calendarul Casei Corpului Didactic, dar de la inițiativă până la ajunge la punerea practică și a organiza un asemenea eveniment, să știți că este nevoie, și probabil că fiecare dintre dumneavoastră știți, este nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă colaborare și nu ar fi fost posibil fără sprijinul conducerii școlii mele, fără sprijinul Casei Corpului Didactic, fără sprijinul primăriei Roman. Dacă nu l-aș fi avut pe domnul primar Laurențiu Leoreanu, să știți că eu n-aș fi inițiat un astfel de proiect. Dovadă este domnul Cosmin Herman, reprezentantul Edumul de România, care i-am spus, da, eu fac evenimente de la mine la Roman, pentru că primarul este alături de Educatie și din noi. Și, după cum vedeți, nu este prima tentativă, este a treia, nu? Da, am făcut în 2010 o conferință. Da, vreau să-i mulțumesc încă o dată personal domnului primar, numai pentru aprecierile pe care le-am făcut la pentru activitatea mea. Da, sunt un profesor implicat, inimos, unul din profesorii de mai departe. Dar fără sprijinul colegilor mele din echipa de organizare, doamna profesor Paula Lancă, doamna profesor Nicoleta Munteanu, doamna profesor Veluță Tămara, doamna profesor Rădulescu Zenobia, care a spus de undeva, profesor de matematică și care a obținut două premii, unul la ultimul concurs național de matematică aplicată la Adolf Haimovic. Iar o premiă. Da. La faza națională, de la faza județeană, suntem primii, doamna de inspector, nu? Da, și Lenuța? Da, Lenuța Buhai, colega mea de matematică care mă sprijină și care este discipolul meu, poate nu-i bine spus, este singurul profesor pe care a reușit să-l aduc în Moodle cu adevărat, să participe la conferințele anuale Moodle Mood România, e activ pe platformă, colaborează cu colegii din țară, din Cluj, din Bistrița. Domnul profesor Alexandru Onel este în echipa de organizare și alături de noi, a spus pe acolo undeva. Sper că n-am uitat pe nimeni. Dacă am uitat, îmi cer scuze, dar știți că vă apreciez și vă iubesc și că fără voi n-aș fi fost în stare să fac în săptămâna asta tot ce am făcut până acum. Și poate nu sunt corectă și nu am respectat ordinea, vreau să le mulțumesc tuturor domnilor profesori universitari de la Universitatea din București, domnul profesor Vlada, de la Universitatea din Iași, domnul profesor Dorin Dan, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sache, domnul profesor Adriana Dăscăliții, care e posibil să apară imediat, De la Facultatea de Informatică din Iași, doamna profesor Corina Părăscu, și poate ar fi trebuit să încep cu invitații din Republica Moldova, doamna profesor Liubov Zastâncean, care nu ne greușim, de la Universitatea Recursul din Bălți, și domnii profesori Petru Vârlan, de la Universitatea Tehnică Chișinău, și domnul profesor Nicolae Lipașenco, tot la Universitatea Tehnică. Sunt
colaboratorii, direcția domnului profesor Petru Todos, rectorul Universității, și dânsul a vrut să promoveze cadrele tehnice. Eu le-am invitat dumneavoastră și dumneavoastră a zis că nu, eu nu pot veni eu, dar vă trimit doi care sunt trei cât mine. Da. Cu aceste mulțumiri aș vrea doar să-l rog pe domnul Cosmin Herman să vă spună două vorbe despre rețeaua Edumut în România și începe lucrările conferinței. Fiind principalul autor acestor evenimente. Mulțumesc, Adriana. Stimat prezidiu, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Faptul că sunteți aici este efectiv o continuare a nebuniei mele de prin 2003, când am început să promovez Moodle în România. Iată că o idee, o pasiune poate să ducă la, hai să numim, la un curent național sau un curent, ca să ne asociem și noi curentului internațional, pentru că Moodle, într-adevăr, este unul dintre cele mai utilizate instrumente și este cel mai utilizat pentru faptul că este un instrument deschis, adică platforma Moodle este construit pe un concept social-constructivist, nu este social de tip comunist, este un social, acest social efectiv este relația interumană în care noi, ca și persoane, aducem noutate sau aducem din experiența noastră în această comunitate, o diseminăm, o împărtășim, să zicem, către ceilalți colegi și mai departe fiecare va transmite în școala lui sau în mediul în care lucrează. Eu astăzi am venit aici cu o singură idee, pentru că am o minte unitară, dar voi pleca cu, sunteți aici 80 de oameni, voi pleca cu 80 de idei. Ei, asta înseamnă ideea social-constructivistă. Sper să vă cunosc pe toți, deși este timpul destul de scurt. Totuși, vreau să vă invit și la Moodle Mood, care este continuarea sau extensia sau bunicul tuturor conferințelor Moodle din România și sunt foarte multe. Vreau să închei prin a-i mulțumi domnului primar, doamnei director de la Casa Corpului Didactic, domnul inspector, domnului director, domnului Vlada și în primul rând o iau printr-o extensie inversă Adriane, care cred că noi ne cunoaștem de, hai să spunem, 5-6 ani, dar m-am îndrăgostit de Adriana, nu-i spuneți? Așa. Mulțumesc mult, Adriana. Da. Mulțumesc tuturor. Vreau să vă spun în acest moment că noi am încercat să facem, cum se promovează acum, a 2-in-1. Anul ăsta a fost inițiat la nivelul județului, Centrul de Excelență Județean Neamț. Și am inclus în activitățile conferinței și astfel de intervenții ale domnului profesor Florian Colceac, va avea o intervenție online și o să-l provocăm să ne răspundă și la nedumerire ale noastre în ce privește metodica excelenței și rezultatele ei. Dar doamna directoră a Galaxy Corpului Didactic vrea să profite de acest moment și să arătăm tuturor colegilor, ca să avem mai mulți susținători la anul și mai mulți profesori care își motivează elevii cu potențial, să arătăm că avem niște rezultate, nu foarte multe, dar există. Bună ziua, stimaților invitați, bună ziua, dragi colegi. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră pentru a doua oară. Dacă am trecut, eram reprezentant ca să vorbim de data aceasta, m-am alăturat conferinței din partea Centrului Județean de Excelență. De ce? Pentru că, așa cum toți folosim în școli e-learning, learning și evident și Moodle, cu siguranță și profesorii de Centrului Județean de Excelență procedează în același fel. Profit de prezența domnului primar în acest context pentru a face o scurtă prezentare a activităților pe care Centrul Județean de Excelență le-a desfășurat în acest an. Trebuie să vă dezvăluiesc ceva inedit. Centrul Județean de Excelență a împlinit în această lună mai un an și activitatea la nivelul municipiului Roma nu ar fi fost posibilă fără contribuția primăriei Consiliului Local Roman. Deci, total 109, 36 din Roma, la următoare discipline, matematică, informatică, fizică, chimie, geografie, limba română,
electronică, electrotehnică, educație tehnologică, istorie, discipline socio-umane și religie. Aceasta este reprezentarea cadrelor didactice. Observați că la matematică sunt număr foarte mare. Am reprezentat cumva și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, repartizarea și dezvoltarea lor profesională. Iată și profesorii cu doctorat, un număr destul de mare. Asta nu înseamnă că nu am încurajat participarea și a profesorilor tineri. Avem chiar un profesor debutant la istorie, la Colegiul Național de Cantonare, Mama Leonte, care de altfel a lucrat într-o echipă foarte productivă, aș putea spune, cu doamna profesor Dr. Adina Bucău, și în sensul că a avut un elev la care a participat la Olimpiada Națională. Și mi s-a părut foarte de frumoasă această colaborare cu profesor tineri. În ceea ce privește elevii, au fost selectați în două etape, în iunie și în septembrie, 989 de elevi în două etape, cum spuneam, 307 în iunie și 682 în septembrie. O parte au fost inclus pe statut de rezervă, dar au putut participa, chiar aici la matematică tehnică, au participat în statut de observator la ședințe. Din Roman a fost 303 elevi. Așa cum știți, aici activitatea s-a desfășurat la Colegiul Național Roman Bordă, și anume două grupe de matematică, una de informatică, una de fizică, una de limba română, o grupă de istorie. Acolo unde spune liceu, au fost grupe mixte, adică copii de la clasa 9 până la clasa 11 sau chiar la 12. La matematică s-a lucrat alternativ, o săptămână 5-a și 6-a sau săptămâna 7-a și 8-a. Iar la Liceul Tehnologic Vasile Slav, o grupă de matematică tehnică, o grupă de chimie tehnică la liceu. Avem aici o repartizare a elevilor pe gimnaziu și liceu la disciplinele pe care le-am prezentat. Unitățile în care se desfășoară activitatea centrului le știți, Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național de Informatică, Colegiul Național Calistrat Hogaș, Roman Vodă, Colegiul Tehnologic Vasile Slav, Colegiul Național Ștefan cel Mare de Luneamț, Vasile Vodă de Luneamț, Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Dosagine de Luneamț, laboratoare de la Colegiul Tehnic Gheorghe Bartian Piatra Neamț și Colegiul Tehnic de Ungreangă de Luneamț. Și profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor directorilor care s-au implicat în susținerea acestor activități, pentru că noi nu avem personal nedidactic, așa încât a revenit în grija școlilor și din bunăvăța directorilor, am rezolvat și această problemă. A curățenie în clasă, de multe ori a făcut mai curată în clasă, dar asta e situația, la început așa este, nu nicio nenorocire. În ceea ce privește resursele financiare, așa cum am spus, acestea provin de la bugetele locale. De ce? Pentru cine nu știe, acest centru județean și, în general, centrul județean de excelență, sunt înființate prin ordine de ministru, care specific finanțarea ca provenind de la bugetele locale. Deci mi s-a făcut cumva un cadou, ca să spunem așa, dar trebuie să avem grijă, să-l îngrijim, e ca o floare care trebuie odată bine să se profilească. Practic, comunitatea locală este cea care ne susține. Bineînțeles că încercăm să găsim și alte surse de finanțare prin proiecte. Am aplicat pentru un proiect Erasmus Plus. Vom încerca să găsim și alte programe care să finanțeze excelența elevilor. E adevărat că nu sunt foarte generoase programele pe această temă, dar cred că o să găsesc până la urmă variante de a implica acești copii prin proiecte pe alte teme. De teme cum este cea de la proiectul Erasmus pe care l-am propus, care se referă la dependențe, dependența de drog, dependența de alcool. Deci copiii pot fi implicați și în, nu neapărat în activități de excelență, dar în alte activități care sunt de actualitate și care interesează. Dependența de internet, dependența de platforma Moodle, nu, dar de internet, da. Trecem mai repede peste achizițiile noastre care sunt minime, trei calculatoare și pal pentru dulapuri.
Pentru a ajunge la rezultatele la Olimpiade, la Olimpiade județene și naționale, iată că la Olimpiada județeană s-au obținut 36 de premii 1, 40 de premii 2, 29 de premii 3 și 100 de mențiuni, deci 105 premii și 101 mențiuni. La Olimpiadele naționale, 29 de elevi au fost recompensați, după cum urmează, 6 premii și 7 mențiuni, medalii de argint și aur argint și bronz număr de 7 și 10 premii speciale. În ceea ce privește rezultatele de la Roman, iată că avem rezultate frumoase la multe din disciplinele pe care, adică la toate disciplinele care s-au desfășurat la Roman. 37 de premii și 32 de mențiuni. Aș vrea să spun că o parte din acești din elevi, în afara acestora, merg la centru de excelență la școlile din Piatra Neamț, Barnaveta, la chimie, la informatică și la electronică și de altfel sunt elevi, o să vedeți mai departe, cu rezultate. Pe care a luat un premiu special la Olimpiada Națională la chimie, merge săptămânal la iar la olimpiadele, la Olimpiada Națională, elevii de la Roman au obținut 3 premii, 1, 2 și 3 la, cum vedeți, la electronică și automatizări, la matematică de 2 și 3 premii speciale. Am nominalizat aici elevii, Manolache Andrei și Lazaru Studiu sunt cei de la Roman care merg la Piatra Neamț. Împreună și cu 5 profesori, deci 5 profesori din Roma care merg prezent la teatru și lucrează acolo și câteva concursuri extracurriculare care sunt Caen sau Caen Caeci, Alfa, Omega, Memorial Vasile Brâncu și, în ultimul rând, concursul Mate Moodle, concursul online, care a fost coordonat de doamna Petrovici de data trecută și la Vasile Sav și acolo elevii s-au calificat, 9 dintre elevi sunt și la centru, s-au calificat la etapa națională. Cam acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le prezentați. Ne puteți găsi pe site-ul nostru cu activități pe care le actualizăm săptămânal. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper ca la anul, când o să avem 2 ani, să fim și mai bogați. Vă mulțumesc! Mulțumesc doamnei profesor Carmen Corlățeanu și vreau să spun că în liceele tehnice poate că nu se poate ajunge chiar la excelență în matematică în sensul de olimpiade internaționale, dar cu siguranță se poate ajunge la performanță. Să știți că mi-am schimbat obiectivul didactic după vreo 6-7 ani de profesorat, când am înțeles că oricât m-aș strădui eu, poate și competențele mele pe vremea aia și chiar pe vremea asta sunt limitate, nu o să reușesc să iau un elev de la tehnic și să-l duc la Olimpiada Națională de Matematică, dar am înțeles că trebuie să pregătesc elevi foarte bine, foarte bine la matematică, foarte bun la matematică, care să ia examenul de admitere la învățământul tehnic superior și deci să fie inginer bun. Ori și pentru acest lucru trebuie să-i motivăm pe elevi să iubească matematica, să se implice, să devină dependenți de matematică, dacă se poate. Mulțumesc colegilor de la liceu și celorlalți colegi de la Petru Poneș, de la colegiul Miro Costin, cu care am colaborat la grupa de matematică M2, de la noi, de la centru. S-a obținut, nu știu acum că nu m-am pregătit, dar s-a obținut un număr frumos de premii și mențiuni la Olimpiada Județeană, faza județeană a concursului de matematică
concursului național de matematică aplicată Adolf Haimovici și două premii la națională. Sperăm, au fost de-a lungul anilor, Liceul Vasile Sav la acest concurs au adus premii județului, premii 1, 2 și 3 și mențiuni. Și sperăm că îi molipsim și pe alți colegi, încă o dată repet, să-și motiveze, să-i depriteze și să-i motiveze pe copii. Copiii sunt foarte derutați datorită contextului socio-economic, datorită IT-ului și a tuturor instrumentelor de care sunt foarte atrași, dar dacă s-a inițiat concursul Moodle, Made Moodle, parcă așa l-am numit, cu care am colaborat, inițiatorul a fost domnul profesor Poca Ștefan de la Colegiul Gheorghe Șincai din Cluj, și s-au alăturat dânsului o echipă de profesori din întreaga țară. Am reușit și am realizat acest concurs online. Recunoaștem că nu am avut participarea pe care ne-am dorit-o și nici poate rezultatele pe care ne-am dorit, dar este un început. La anul viitor sper să reușim mult mai mult și să le arătăm elevilor că calculatorul, platformele de e-learning și toate instrumentele noi pot fi folosite nu numai pentru, eu știu, divertisment sau relaxare, ci pentru a dobândi cunoștințe și să-și folosească creativitatea și capacitățile pe care le au, pentru că ei sunt într-adevăr foarte buni, utilizând calculatorul să dobândească cunoștințe și competențe. Cu acestea fiind zise, o să le mulțumesc invitațiilor de onoare care au venit și au vorbit la deschiderea conferinței noastre. Nu-i dăm afară, îi primim, dar îi păstrăm în continuare. Dar... Eu chiar mă retrag. Da. Am înțeles aluzia. Să rămână, vă urez o zi bună tuturor. Mulțumim, domnului primar. Și pentru că la ora 11 avem înțelegerea cu domnul Florian Colceac, care știți că este o personalitate la nivel național și se ocupă de educația excelenței și nu putem întârzia la această întâlnire specială pe care o pregătit-o domnul Cosmin Herman. Propun să începem prezentările conferinței cu domnul profesor. Normal ar fi fost să dau cuvântul colegilor din Moldova, pentru că întâi invitații de onoare, transnaționale și așa mai departe, dar m-am gândit să-i lasă să acomodeze așa cu noi și după ce intervin veteranii conferinței noastre, să ia cuvântul și dumnealor. Domnul profesor Mariu Lada, vă cedeți micro. Ar trebui să spun câteva cuvinte despre mine, pentru că probabil sunt, cum în matematică se procedează, există un punct care e posibil, matematica fiind exactă, are și metode aproximative. Și anume, vreau să spun că e posibil să fie cineva din sală care să nu fie auzit de activitatea mea, nu de numele meu. Nu sunt profesor de chimie, așa cum s-a sugerat, la în dreptul numelui meu, Facultatea de Chimie, Universitatea din București. Sunt de formație matematician. Am studiat Facultatea de Matematică din București, specializarea matematică, doctor în informatică. Faptul că sunt acolo Facultatea de Chimie, am și curs la Facultatea de Chimie și am colaborat cu diverse departamente în diverse contracte de informatică sau pe alte domenii. Ca să dau un exemplu, la Cluj, în 2011, a fost Conferința Națională de Învățământ Virtual CNIV, proiect de care mă ocup din 2003, iar din 2006, proiectul internațional ICVL, Conferința Internațională. Așa cum spunea și domnul Herma, exact în perioada aceea s-au întâmplat diverse inițiative. Aceste inițiative ale unor profesori, ale unor inițiative, provin din partea elevilor. Poate că ar fi trebuit
ca aici la organizare, la alte activități, să fie implicați și elevii. Elevii învață foarte mult din activitățile, diversitatea activităților școlare. Din 2013 am început să produs cuvântul, am stat mulți ani până când să spun criză. Învățământul e în criză. Criză din multe puncte de vedere. De conținut, de atitudine și așa mai departe. Probabil că dezvoltarea științelor, a tehnologiilor a făcut posibil acest lucru. Sunt de vină mulți factori, dar factorul principal în educație, la profesori. Elevii nu sunt de vină. De câțiva ani am început să fac observații pentru că mă pricep în domeniul matematicii și informaticii. Profesorii de matematică, cu toate că am observat aici, sunt profesori care au inițiative, sunt unii, sunt refractari, nu numai matematică, și ceilalți. Nu mă refer la masa mare a profesorilor. Un profesor din Cehoslovacia spunea că schimbările trebuie, și așa este, trebuie să pornească din universități. Universitățile sunt responsabile, în primul rând, de pregătirea profesorilor. Pentru că acestea trebuie să-și schimbe, adapteze metodele, astfel încât să ajungă la, în rândul elevilor, profesori care să se adapteze. Sunt foarte mulți profesori, dau un procent, 60% e posibil să nu se adapteze, să nu fie adaptați la aceste schimbări care trebuie să fie. Tematica conferinței, și o felicit pe doamna profesoară Adriana Petrovici pentru faptul că a reușit să creeze aici un boboc de inițiativă care să crească și să schimbe atitudinea profesorilor, dar această atitudine trebuie să meargă și la elevi. Instrumente. Învățarea e foarte complicată. E cel mai complicat proces cu care se confruntă omul. Omul rezolvă probleme, își creează produse, creează cu microelectronică, cu tehnologii din biologie, din construcții și așa mai departe, își creează aceste produse de nivel înalt. Dar în învățare, învățarea e virtuală. E foarte complicat de a adapta aceste procese pentru învățare. Și sunt două componente pentru cunoaștere. Conținut, ce? Ce cunoștințe? Unele sunt vechi, unele teorii nu mai trebuie predate. Sunt manuale, Solomon Marcus spunea că manualele, educația nu era acordată la teoriile noi. Sunt teorii, dacă luăm manualele, chiar și spre facultate, clasa 11-a, 12-a, teoriile acestea sunt de 100 de ani. Dacă ne referim la matematică. Nici o teorie nouă nu e introdusă într-un manual de matematică. Sunt aceleași manuale de acum 60 de ani. Trebuie să se adapteze. Deci conținut. Și voi face o prezentare pe conținut determinat și de schimbarea de diverse teorii, metode, tehnici. Și altă componentă e componenta primordială. Ideea acestei conferințe, instrumentele cu care putem să studiem, să creiem atitudini, să generăm viziune în procesul acesta de formare, instrumente create și elaborate de tehnologiile acestea IT în colaborare cu altele dispozitive și așa mai departe. Și mă refer la produsele acestea de e-learning și implicit la platforma Moodle. Pentru că dacă avem
putem să avem un conținut foarte bine realizat, dar acesta se scrie pe tablă, se copiază, dăm pe elevi să memoreze și așa de departe. Haideți să trecem la mai sintetic la această lucrare. Evoluția metodelor de rezolvare, voi face prezentări prin exemple. Omul se confruntă cu rezolvarea de probleme. De aceea au apărut științele. Domeniul matematic, domeniul biologiei, chimie și așa mai departe. E posibil, ca sunt mai mulți matematicieni aici, e posibil ca unii profesori să nu știe, Marcus spunea, matematicos vine din greacă, înseamnă cel înțelept, iubitor de cunoaștere. Voi insista asupra raționamentului demonstrației care produce gândire, dar astăzi trebuie să regândim toate acestea. Folosim calculator. Pentru învățare, nu facem înlocuire cu nimic. Dar trebuie conținutul să-l regândim. De ce să rezolvăm mii și mii de integrale? De ce să facem multe primitive? De ce? Acolo unde se duce elevul, dă test la integrală, dă test la limita unei funcții. Ele au rostul lor. Profesorul de matematică îi spune să le dezvolte gândirea. O dezvoltă și prin șah, să zicem. Nu sunt împotriva matematicii, sunt... am formație de matematician. Cum predăm? Cum învățăm? Cuvântul predare nu-mi place. Profesorul nu e pentru a preda. Ce să preda? O dischetă? Cunoștințele? Le iau? Și cum să predam? Nu! Să învăț pe elevi. Marcus spunea că ați venit la facultate să învățați. Cum să învățați? Am rămas surprins. După 10 ani am înțeles ce. După ce am terminat facultatea și am intrat, și eu în domeniul acesta am înțeles ce a vrut să spun. Învățarea și rezolvarea de probleme. Nimeni nu începe cu propria sa gândire. De mici. Fiecare găsește dezvoltarea științelor a societății se face prin cunoașterea a sute și mii de ani de efortul ale diversilor oameni. Așa s-au dezvoltat științele, religiile. Toate sunt filozofii. Eu de aceea încerc să păstrez cuvântul virtual. Totul e virtual. Științele sunt virtuale. Sunt reprezentări. El, deci totul se face pentru a rezolva și a studia problemele. El preia conținutul marilor probleme. Au fost 100 de ani până când s-a putut rezolva. Mă gândesc că sunt atâtea exemple. Recent, în 12 februarie 2016, după 100 de ani, s-a demonstrat existența câmpului undelor gravitaționale. O știre în undele gravitaționale. Fizicienii știu. O idee lansată de Einstein și a fost dovedită că există. Informatica e puternică pentru că face experimente prin tehnologiile acestea. Experimentează și omul e sensibil la experimente, la aplicații practice. Matematica, culmea e. Profesorii de matematică s-au îndepărtat de practică, de aplicații. Experimentul era tostat. E lansat de greci de câțiva ani. E un mod de a arăta, a calcula cu circumferința Pământului prin metode matematice, așa cum era Tostene de mult a calculat, dar acum se fac cu metode informatice.
se determină diverse date, longitudini și așa mai departe, distanțe, și folosind, și e un exemplu prin care elevii sunt prin curiozitate capabil să caute rezolvarea celor probleme. Și e un exemplu. Cu cât sunt mai multe probleme, cu atât omul poate să ajungă la neînțelegeri. Un pedagog important este Comenius. E părintele pedagogiei. Iar activitatea de la CNIC, de la acest proiect, m-a determinat să spun că la baza conceptelor și a fenomenelor se află înțelegerea. Elevii au probleme pentru că au neînțelese conceptele, le au altfel. Cu studenții de la master iau un cuvânt, cuvântul algoritm din informatică. El are alt sens decât era înainte. Deci conceptele și denumirile, conceptul înseamnă denumirea, acestea sunt dinamice. Și vă dau un exemplu. Cuvântul mamă. Conceptul se schimbă cu vârsta omului. Mama pentru copil e cea persoană care la 3 ani, persoana care îl ia de mână, îl duce la 10 ani, e persoană. Deci conceptul în mintea fiecărui om e altceva. Iar în știință elevii sunt derutați pentru că nu au înțelese, nu sunt adaptați la evoluția acelui concept. Pentru că aceste concepte sunt diferite în mintea noastră. Depinde de pregătire. Scaun. Simplu. E un concept simplu. Nu e foarte complicat. Dar alt concept. Luați orice. Mai ales din matematică. Sau din alte științe. Și deci oamenii, omul, ca să fie fericit, să fie bucuros și să fie cu speranță în ziua de mâine, el are nevoie de cunoaștere. Dacă nu cunoști, devii complexat. Trebuie să știi mediul în care te duci. Altfel, dacă te duci într-o pădure, trebuie să știi despre acea pădure. Să supraviețuiești, să ții măsuri. Profesorii, ce măsură trebuie să ai? Zilnic să se scoale dimineața și să spună, zicea cineva, nu știu cine, ce voi învăța azi? Pilonii cunoașterii. Dacă eram fizician, biolog și altceva, nu reușeam să realizez această schemă. Informatica și calculatorul au devenit puternice ale secolului acesta datorită limbajelor și sistemelor. Limbajele naturale pe care le știți stau la baza cunoașterii pe care trebuie să o realizeze omul. Nu este numai pentru, după 5 sau 6 ani am dedus lucrul acesta, participând la aceste activități de utilizare a calculatorului. Nu e numai pentru comunicare. 64 martie s-a scris cartea unică aproape din țară, Gramatici automate, în anii 64. Automate finite, limbaje formale, la facultăți s-au făcut, să mai fac și astăzi.
fundamente și aplicații. Limbajele sunt și pentru prelucrare când citim un roman. Apropo de interpretare, concepte. Scrierea sintactică, cuvintele, propoziții, în Biblie se spune, la început a fost cuvântul. Dacă nu era o limbaje, nu era informatică. Limbaje de programare, artificiale, limbaje, tot ce avem aici, în jurul nostru, sunt limbaje. Dar depinde forma lor. Cel mai simplu e cel binar. De aceea e la baza calculatorului. Pentru că e cel mai simplu, 0-1, 0-1, 0. Interpretările sunt alte. Sistemele. Complexitatea problemelor au apărut. Cibernetica, știința sistemelor, datorită activităților complexe. Războaiele l-a determinat pe om să-și inventeze sisteme. Cercetări operaționale. Sisteme. Calculatorul e un sistem.